Helmut Ducadan prin telefon, Narcis Urcan, care i-am tăiat vorba, nu macarona, mai devreme Iani Zicu și la Drăguț. Te rog. E tăia microfonul, așa faci mereu. Nu, atunci și microfonul. E de formă. Mers către pauza noastră tradițională. Da, spuneam că așa e construit clubul, sau cel puțin așa este orientat de către... Care club? FCSB. Ah, păi nu, să știm despre... Da, adică sunt aduși jucătorii mai degrabă de la mijloc spre atac, jucători cu calități tehnice deosebite, tineri, sunt... Care se iasă în evidență, este... nu? Care se exact. Sclipească. Echipa primul 11... Și cine sclipește, ca să înțeleg? Nu, păi, ca să vorbim după cazul practic, așa teorie e frumoasă. La cine se uită soarele ăla sclipește de obicei? Depinde la cine se uită soarele în ziua respectivă. Am înțeles, da. Eu mă refer din perspectiva... Păi a sclipit Man. Vânzărilor, da. N-a plecat Man pe 10 milioane cât a plecat. Au plecat jucătorii. Deci așa e construit clubul. În condițiile astea e greu să omogenizezi într-un fel primul 11 să vezi o stare de spirit precum CFR. Da. Pentru că n-ai când să construiești. Mai ales că se schimbă des formulele. Jucătorii sunt mereu încurajați că trebuie să devină al doilea Dobrin Hagi și nu al doilea Gattuso. Da? Și atunci, în condițiile astea, eu cred că ei mai degrabă primesc mesajul că trebuie să facă ceva personal, să iasă în evidență, în prima fază să nu fie criticați și în a doua fază să fie vânduți. Cred că nu e un mesaj direct, nu? Asta vrei tu să spui. Da, e ceva subliminal, din, așa. Din ce observ? Da, tu ai, da. Probabil că ai dreptate. Helmut, ești de acord cu ce spune Narcis? Da. De aia, de ani de zile, niciun antrenor nu reușește să facă o echipă competitivă, o echipă omogenă. Da, da. Sunt de acord. Iar totuși, au totuși rezultate, da, pentru că valoarea lor e ridicată, da. Și când se motivează sunt peste adversari. În afară de Man, că Moruțean a fost... Dar funcționează doar aici, că afară trebuie să ai și echipă ca să poți să faci puncte. Da. Bun, revenim la ce ai spus tu. În afară de Man, ok, Moruțean a fost vândut la o sumă mică. Că au vândut de 70 de milioane în ultimii 15 ani sau 19 ani. Nu, eu vorbesc în ultima vreme, că în alte momente, alte epoci erau cumva. Dar în epoca asta actuală, în ultimii ani, în afară de Man, și o să vreau să văd care este următorul. Păi Tănase n-a fost vândut? Micușor Stanciu. Da, ok, dar Tănase a fost vândut unde a fost vândut? Stanciu, da, a fost vândut mai de mult. Mai de mult, cu Hohos, în cât 5 ani, habar n-am. 6 ani. Eu vorbesc în ultimii 2-3 ani, da? Când, în care a investit și în care vedem genul ăsta, da? De că FCSB a jucat și altfel în alți ani. N-a fost tot timpul așa. Vedem, eu te întreb asta. În afară de Man, care a fost vândut cu o sumă importantă, cine n-a fost criticat și cine a fost vândut? Hai, mergând pe logica asta. Deci, cine n-a fost criticat și cine a fost vândut? Mergând pe această logică. A existat vreunul? Să nu fie criticat? Da. Păi, și unul care să fie vândut în afară de Man? Există un jucător în lume care nu e criticat? Păi nu, în sistemul de la FCSB. Păi face parte din viața fotbalistului să fie criticat. Criticat așa, ca la fel că tu spuneai că ei sunt... drenați sau fine încurajați să nu fie criticați în prima fază și a doua să fie vânduți, da? Da. Și eu te întreb, ca urmare, cine n-a fost criticat, păi cine a fost vândut? Nu poate să-ți iasă în fiecare zi, un act de creație fotbalul. Păi, nu poți să-ți scrii o poezie în fiecare zi. Această fiecare zi durează de ani de zile, această absență a fiecare zi. Durează de ani de zile deja. Deci asta e foarte... Că trebuie să punem în vedere de ce se întâmplă lucrurile așa și nu se întâmplă altfel. Habar n-am. Sau, păi, cum, sau poate cum ne gândim noi în micimea noastră, că poate ar trebui să întâlnim în mod normal la un club. Păi spun de ce, pentru că... Noi văzându-l pe Diosic, unde e un club, când zicem noi că se întâmplă normal, că le dă cu telefonul de toți pereții. Când ai o afacere, când îți construiești o afacere, da? Da. Îți pui un obiectiv. Ăla e cel mai important. Ăla este reperul pe care îți construiești toată metodologia. Dat în cap, care este obiectivul la FCSB? Să vândă jucători, să facă bani, a declarat asta. Ai dat în cap cu Man. Păi, care de altfel a și reușit impecabil. Atunci toate acțiunile sunt îndreptate ca și Moruțean, ca urmare vor veni, cred că stau la coadă, la ușă, cum să mai ia câte unul, să zică, bai, să mai dăm pe unul 10-12 milioane. Dar nu, dar și dacă să ne retroadeze echipa. Și dacă vinde 2 pani cu 3-4 milioane și tot, să fie într-o echipă care autofinanțează, tot e bine. Da, nu, dar mă întreb cine mai vine ca să ia. Da, abia aștept, să văd cine mai vine să ia jucători de genul ăsta. Abia aștept. Că ia calea, ai vândut odată o jucărie așa cum ai vândut-o, cât mai vine, mai scalcă. Mai mare este jocul. Poate că vine, cu fotbalul mai mare este jocul și modul cum arată în Europa. Că dacă ar fi jucat jucătorii în Europa, cu siguranță se vor găsi echipe care să plătească. Cum a făcut Stanciu, cum a fost cazul lui Stanciu. Normal. Modul care ai reușit, marchezi. A fost neinspirație. În vară, într-adevăr, strategia s-a gestionat cele două competiții, a fost bun. Am terminat un tur de campionat. Trebuie să spunem asta, tragem un clopot mare. Un tur de campionat.
Aș vrea să te întreb, Helmut, cine crezi că... Citim clasamentul repede. Cu farul 20 de... Nu, pardon, ce spune aici? Am uitat la clasamentul 34. De acasă. 34. 15 meciuri, Rapid de asemenea 29-15 meciuri. Deci spune numărul de meciuri, că sunt întârziate. CFR 28 de puncte, 13 meciuri. Universitatea Craiova 24 de puncte, Hermannstadt 23 cu câte 14 meciuri, FCSB 20 de puncte, 13 meciuri și mai jos avem Petrolul 20 de puncte, 15 meciuri, Sepsi 19 puncte, 15 meciuri, Botoșani 18 puncte, 14 meciuri, Voluntari 17, Argi 17 și mai departe. Cine crezi că va fi în play-off? În play-off probabil că vor fi cele care sunt și acum. Deci CFR-ul, Rapidul, Farul sunt trei, Craiova, FCSB-ul și hai să lăsăm una așa de surpriză, se poate. Deci tot cam aceleași echipe care au fost și anul trecut. Păi mai puțin, nu, pe aia ne interesa, surpriză. Așa e simplu, da. Bun, Rapidul n-a fost. Nu, surpriza, adică una care va fi... În primul rând, crezi că vreuna dintre echipele clasice de play-off va rata în acest an? Nu. Adică sau e în pericol, hai să zicem, e vreun pericol pentru vreuna? Adică CFR-ul, Universitatea Craiova, FCSB? Nu cred. Eu cred că și Craiova, care din punctul meu de vedere nu are un lot strălucit, va prinde play-off-ul pentru că vor mai face... în iarnă ceva transferul și nu vor scăpa play-off. Și atunci între Hermannstadt, Petrolul, Sepsi, Botoșani... Sepsi cred că va intra în play-off. Hermannstadt nu știu dacă va rezista. Aha. Toți o condamnă pe Hermannstadt. Deși ea va juca pe propriul teren, ceea ce s-ar putea să fie un avantaj în curând, foarte curând. În fine, la noi... Da. Nu ne aventurăm să dăm date. Sunt probleme mari, Hermannstadt și Petrolul. Da? N-au niciun lot senzațional, au probleme și cu banii, au restanțe la jucători și în aceste condiții Sepsi superformează. E o echipă cu un buget foarte mare, un buget de play-off. Să fii la finalul turului sub Hermannstadt și Petrolul, e clar o superformanță. Da, dar mai sunt jumătate de... Da, vorbim de ce a fost până acum. Adică gândește că sunt multe puncte de făcut, apropo de echipele care au deja, să zicem, 20, până a făcut decât jumate, pentru că undeva la 38-40 de puncte trebuie să faci să intri în play-off. În condițiile astea ești la pauza meciului. Adică... Da, discutăm și noi ce a fost în prima repriză. Da, până acum, Sepsi să fii sub Hermannstadt și sub Petrolul, Și Craiova, cealaltă, lui Mititelu, o vedeam. E o bilă neagră. Foarte aproape, da. Dar au timp să revină. Adică mai sunt multe puncte puse în joc. Da, păi mai sunt. Dar făcea la un moment dat la Zodio Seghio Socoteală, spunea că pierdem, ieri vorbeam, că pierdem astăzi, adică ieri, recte ieri. Rămânem cu 19 puncte și am făcut socoteala că să faci mai multe, da, 28. 25-26, da, 28, a spus el, ca să fim siguri că prindem. Da, să zice prea cum fă. Nu, e prea mult, n-a calculat bine? Nu. Eu undeva în pragul la 44. Crește din calcule totuși. Eu știu, da. Unde o face? O să vezi, ia clasamentele ultimilor ani, să vezi cu cât se intră în play-off. Da, poate că anul ăsta e diferit, eu știu. Copiază neapărat de copii. Păi nu, dar e un reper, adică nu poate fi undeva la 38-40 și deodată să fie la 50 de puncte sau 47-48. Câștigă titlul Farul, Helmut? Sau Rapid? E greu de zis. Eu cred că Rapidul nu va reuși să câștige anul acesta titlul, dar poate să fie un candidat anul viitor. Farul are, cred că, probleme de lot. În momentul în care îi lipsește Ali Beg și încă unul, doi jucători foarte importanți, și acest lucru se poate întâmpla și, Doamne ferește, unei accidentări cartonașe, să simte acest lucru la Farul. Acum, singura problemă care o are CFR-ul, dacă CFR-ul va face o partidă bună și va reuși să se califice primăvara europeană, atunci vor avea și ei probleme. Pentru că va fi greu pentru ei... în continuare pe două fronturi. Păi ce, sunt două meciuri. Sunt două meciuri. Ce mare aglomerație de meciuri. Adică nu sunt grupe. De ce sunt două meciuri? De unde păi se poate? Adică mai departe. Vor fi mai multe. Dar ce spui, Helmut? Că stai, depinde pe ce loc se califică. Stați așa. Da, de pe primul loc... Mergi în... Da, are mai puține meciuri.
Are două, după aia dacă da, merge în play-off. Are tot două, dar poți să... Dar ce crezi, Helmut, că va spune Dan Petrescu la finalul sezonului regulat, când se vor înjumătăți punctele și va recupera, să spunem, da, diferența față de primul loc? După 5 ani în care s-a plâns de înjumătățirea punctelor, acum să fie în favoarea... Stai să te năcam, să fie în fața lor. Ce crezi că va spune? Păi la Dan Petrescu nu mai e nicio surpriză ce spune. În momentul în care cere să se oprească meciul, că îl înjură spectatorii... Da, aici ați de acord cu el. Aici ați de acord cu el. Nu că îl înjură. Stai că dacă un stadion întreg rostește porcării la adresa cuiva, mie mi se pare inacceptabil. Bun, dacă juri pe stradă, te ia cineva de mână și te duce la organa lui poliția. Așa ar trebui. Nu poți să înjuri pe stradă. Dar hai că te înjură 1-2, nu e ok, dar nu poți să oprești un meci, zic eu. Mai dacă te înjură un stadion întreg, dacă într-adevăr un stadion sau o întreagă galerie începe să-ți dea să-ți facă, ți se pare regulă? Dar dacă... Au fost cazuri și nu unul, când un stadion întreg, nu doar o galerie, au înjurat un jucător. De la început până în final. Se oprește jocul? Ar trebui, da. Păi... Ar trebui, îl oprești și spui, mai faceți asta? Pentru că altfel, Helmut, când vom trece mileniu 3, urmașii noștri, și noi tot cu aia vor zbura în spațiu, vor face tot felul de chestii pe acolo, aia de la Dubai, vor să facă niște chestii astea extraterestre. Și noi tot cu bapa, cu nu știu cui și pa nu știu cui și tot cu astea. Pe când? Ce suntem noi? Nu știu cum am putea noi să facem treaba asta. Păi uite așa. Păi oprești meciul, după aia nu mai vii. Păi nu oamenii o să mai aibă ce și o să zică, da, distrugeți. Păi la Napoli nu te înjură tot stadionul sau la Olympic Marseille? Păi da, bă, e problema lor. Păi vedem numai problema lor, dar lucrurile bune nu le vedem. Hai să facem alte bune și ok. Pe care nu poți să o rezolvi. Ba da, poți să o rezolvi, așa. Dar englezii cum au rezolvat cu huliganii? Cum au rezolvat? Că tu zici că nu se poate nimic. Ia zi, Ianis, că văd că ești cam tot. Nu, mă gândeam că am avut eveniment de genul ăsta. Păi lăgătușul n-a primit? N-a plecat de la Dinamo, la Rapid, da? Ce ai primit, la primit, da. Dar cine n-a avut bucurie? Dar un meci întreg, un stadion întreg? Multe minute. Într-un meci. Bun, dar asta era cu câți ani? Astăzi la fel, peste 10 ani la fel. Sincer și tu. Acum suntem în... Ba, unii chiar, știi care e chestia, se laudă cu chestia asta. Acum suntem în Schengen, nu? Suntem în altul. Nu, suntem în Schengen. Ah, că am intrat. Să mă rog că am intrat. Da, da. Păi deci de-aia nici nu intrăm. Și asta e multe motive. Glumesc. Nu, asta e statul mai greu. Dar din astea se construiesc așa neintrările noastre în lumile civile. Este în chestia asta, amici. Asta, uite, fotbalul și el, bravo, contribuția lui. Să-i dăm, să înjurăm, să facem ca toate. Mai avem un exemplu. Orătănile. E bine. Danciulescu, Danciu, colegul nostru. Da, știi. E în regulă, nu e nicio problemă. Da, bun, e adevărat că Dan Petrescu n-a văzut fazele de arbitre. Era, sigur, n-a putut din cauza scandalilor. Da, și l-am văzut. Ok. E bine. Dacă a văzut, uite, sunt curios, că a zis că mă uit și vă spun. Da, cred că n-are ce să spun, aceea că până și această formă de a distrage atenția, de a muta dezbaterea, discuția, da, spre alte lucruri, când de fapt problemele principale au fost legate de arbitraj la acel meci. Auzi, îmi zic că, ce, Alex, colegul, că 38 de puncte, cel mai mic punctaj cu care s-a intrat în play-off. Păi, fost mai multe echipe apropiate de punctajul. 38, 40, nu 40 ceva. Asta spun. Nu, depinde și de rezultatele care sunt la echipele din spate. Păi că au fost mai multe echipe apropiate de 38 de puncte. Dar pe acolo se învârte. Între 38 și 40. Cam pe acolo. Mai multe, probabil 22-23. Depinde, acum sunt 30 de etape. Au fost 26 de etape. Da, dar nu și cu tot calculul ăsta. Adică se ajunge undeva la 42, să zicem. Dar nu se ridică foarte mult. Adică n-a ajuns și peste 44. Dar dânsul, cum făcuse calculul, erau peste 45 de puncte. Și e prea mult. Adică deja te duci pe locul 5-4, cred. 3? Da. Nu cred, 3. Da. Bine. Helmut, mulțumesc pentru prezență. Cu plăcere. Să fii bine în continuare.